Da. Tot timpul este discuția între bărbați și femei, care sunt mai frumoși, mai inteligenți, mai de viitor. Dacă se poate fără bărbați, dacă se poate fără femei. Da, până la urmă, cred că toți facem lucrurile la fel. Că vorbeam de digestie, vorbeam de chestii mai grele. Important e să rămânem în picioare, indiferent de ce facem. Și dacă vorbim de timp și de costuri, acum astea sunt interpretabile. Că sexul nu contează. Dacă ai mulți bani, poți să fii bărbat și să te plimbi 4-5 ore, da? Dacă ai puțin și ești mai stresat, mai creți. Folosești șampon și poate ești mai drăguț, poate chiar ca prietena ta. Nu contează cum ții microfonul acum. Indiferent că ești creț sau nu, sau că nu ai microfon. Important e să-l folosești, să-i tai oportunitatea. Acum, că ești bărbat, că ești femeie, toți folosim microfonul. Acum, de la microfon mai merge și o șampanie să sărbătorești. Un eșec, o victorie. Acum, că nu mai ai cu ce să desfaci, nu te pricepi cu cheia, cu mâna, după o șampanie de aia, mai pățești să vină o idee de tatuaj mai special. Știu că era la modă tabla de șah, dar acum, cum îți reclame la Oreo, deci, practic, ești pur și pentru dietă. E ultima oglindă și îți trece pofta de Oreo. Încep să urli când vezi în oglindă tatuajul ăla, trezești a doua zi, mă mur. Probabil îți dai seama că nu-i semi-permanent și o să rămână toată viața, o să fiu un biscuite. Dar nu contează, important e să aibă despre ce să vorbească lumea. Prietenii tăi, prietenele tale, că vorbești despre cu totul alte lucruri decât despre tatuajul tău, așa îți imaginezi tu. Da, important e să fii jumate bărbat, jumate femeie.